campioana României volei municipal Zalău va disputa vineri al șaselea meci din cadrul play-off-ului Ligii Naționale, urmând să primească vizita echipei Arcada Galați, ocupanta locului 3 în clasamentul Ligii Naționale la volei masculin. În primul tur al fazei a doua, volei municipal Zalău a câștigat un punct pe terenul Gălățenilor după un meci senzațional al ambelor echipe. Campioana României se află pe locul 4 înaintea jocului programat vineri 30 martie la 11 puncte distanță de Arcada Galați, ocupanta locului 3 în clasamentul Ligii Naționale. First of all, we need to recover now, first of all. Today, tomorrow, to recover the players because... In the end of the season, you know that play one part of the players and they start to feel tired with some injuries. And first of all, it's important to recover the players. And after that, to try to prepare the match for Galați and to try to go with mentality to win. This is for me in playoffs always when I speak with the guys, game by game. You know, this is the way, and we'll see where we arrive. We'll try our best. În etapa a șasea, fazei a doua a campionatului național, volei municipal Zalău va juca pe teren propriu cu Arcada Galați, meciul fiind programat pe data de 30 martie de la ora 17:30.